Alcoolul la volan, un adevărat pericol pentru viață. De asta s-a convins și un șofer de 22 de ani care, fiind în stare de ebrietate, s-a inversat cu mașina pe un drum din sat. Cazul a fost înregistrat în data de 12 aprilie pe o stradă din satul Crasnoar din Raionul Hâncești. La fața locului s-a deplasat o echipă de polițiști împreună cu medicii de pe ambulanță. Conform informației oferite de către ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Hâncești, Cristina Vicol, în urma cercetărilor s-a stabilit că în ajunul accidentului șoferul a avut un conflict cu membrii familiei. Enervat, tânărul de 22 de ani a urcat în automobil și a plecat. Pe drum, automobilistul a pierdut controlul asupra volanului și a derapat de pe carosabil, inversându-se pe acostament. Din fericire, acesta nu a suferit răni grave și nu a avut nevoie de spitalizare. Polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul Drager, care a arătat o concentrație de 0,38 mg pe litru de alcool în aerul expirat. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă penală. Conform legii, șoferul riscă să rămână fără permisul de conducere pe un termen de până la 4 ani, și totodată până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul societății.